Dragi cetățeni, știu că suntem cu toții obosiți de crize. Cu toții ne dorim mai multă stabilitate. Avem nevoie de stabilitate la nivel individual ca să ne simțim în siguranță, să ne putem face planuri și să le realizăm. Avem nevoie de stabilitate la nivel de țară ca să putem rezolva problemele curente și să construim un stat puternic în care să avem siguranța zilei de mâine și șansa unei vieți demne acasă. Dar trăim o perioadă tumultoasă, turbulentă, iar crizele prin care trecem nu le-am provocat noi cu dumneavoastră. Nu le-a provocat nici Parlamentul sau Guvernul. Sunt crize care au venit peste noi și peste care trebuie să trecem împreună. Și oricât de greu ne-ar fi, nu trebuie să ne lăsăm pradă de De doi ani suntem în plină criză sanitară. De doi ani, pandemia ne răpește oameni dragi, ne dă peste cap activitatea economică și ne mănâncă resurse financiare foarte mari. În aceste zile, noua tulpină, Omicron, se transmite cu o viteză uimitoare de la o persoană la alta. Și chiar dacă se vorbește că ea ar fi mai puțin periculoasă, nu avem motive de relaxare. Mii de oameni sunt deja infectați cu această tulpină. Aproximativ 200 de copii sunt astăzi spitalizați cu COVID-19. Iar prognozele pentru următoarele zile și săptămâni sunt mai mult decât alarmante. Repet încă o dată, putem trece mai ușor de această criză doar printr-un efort comun. În primul rând, chiar dacă ni se pare că avem o simplă răceală, să ne izolăm la prima suspiciune, să nu umblăm pe aici colo, molipsindu-i pe ceilalți. În al doilea rând, să ne vaccinăm. Știu că unii dintre voi cred în continuare în sperietori citite pe internet și nu în știință. Dar haideți să ne uităm la statistica oficială și să facem concluzii corecte. În țările cu rata de vaccinare înaltă, mor cu mult mai puțini oameni de COVID decât în țările cu rata de vaccinare mică. De parcă această situație sanitară nu era suficient de grea, a mai dat peste noi și criza energetică. Creșterea prețurilor la gaze și, în consecință, la alte surse de energie este o povară grea pentru mulți consumatori casnici, pentru economie și pentru stat. Moldova nu produce surse energetice tradiționale, iar guvernele care au fost la conducerea țării până acum nu au investit la timp în energia regenerabilă. De aceea, suntem total dependenți de prețurile de pe piața din regiune. Iar situația pe piață azi nu este una normală. Prețurile la gaze au crescut de peste 10 ori în doar câteva luni, în timp ce prețul la produsele și serviciile pe care le producem noi și le exportăm au rămas aproape aceleași. Noi nu putem renunța la actualul import de energie și nici nu putem peste noapte construi alternative de producere a energiei. În aceste condiții, guvernul vine cu ajutor pentru cetățeni achitând compensații pentru tarifele mai înalte. Totuși, guvernul nu poate plăti tot costul majorărilor, pentru că atunci nu ar mai rămâne bani pentru alte necesități ale țării. De aceea, noi trebuie să învățăm să consumăm mai rațional energia, să izolăm termic clădirile în care locuim și să economisim energie în instituțiile publice. Așa vom putea trece peste această criză, vom putea reduce costurile plătite pentru căldură și lumină. Este greu? Da. Trebuie să ne lăsăm învinși? Nu. Trebuie să ne lăsăm manipulați și divizați? Nu. Tare mulți sfătuitori în ale energeticii și ale negocierilor avem zilele astea. Unii ne povestesc că autoritățile trebuiau să obțină un preț mai mic la gaze, însă uită să analizeze prețurile în alte țări din regiune. Sau speculează cu cifre eronate. Alții sugerează fără rușine că prețul la energie ar trebui să fie mai important decât suveranitatea țării. O altă manipulare este că apelul de a consuma rațional energia înseamnă să ținem copiii în frig. Nu este adevărat. Încercările de manipulare nu ne ajută. Să nu ne lăsăm amăgiți de populiști sau de corupții care plâng după putere. Nu sunt bogate țările care fac risipă, ci țările care cheltuie rațional. Istoria neamului nostru ne arată că am reușit atunci când am rămas uniți în fața greutăților. Nu putem face minuni peste noapte, dar putem munci cu responsabilitate, fiecare la locul său și, asemenea, unei familii, indiferent de limba pe care o vorbim, indiferent în care parte a țării trăim, putem depăși. Aceste vremuri complicate împreună. Să fim o comunitate unită, cu grijă față de cei nevoiași, față de copii și oamenii în vârstă, cu grijă unii față de alții. Dragii săraștini, două crize: criza energetică și criza pandemiei, bleiau na viața fiecărui из Tot că împreună, Usilie, sile, măspravim se secimii, văzăvim. Spravim se tagă ca spravlealii s самыми тяжелыми испытаниями в прошлом. Что касается пандемии, я уверена, что в 21 веке нам надо мыслить рационально, а не погружаться в конспирологию. В Молдове достаточный запас вакцин самых разных типов. Пожалуйста, пройдите вакцинацию, чтобы не было слишком поздно. От этого зависит и ваше здоровье, и здоровье ваших близких, и нормальное существование всей нашей страны. Семейные врачи и сотрудники больниц, ученые и церковь, Запад и Восток, все поддерживают вакцинацию. Только так мы победим коронавирус. И эта победа не за горами. Что касается энергетики, уважаемые сограждане, вы можете быть уверены, что власти делают все возможное, чтобы решить эту проблему. Вы можете быть уверены, что власть не берет взяток и что сегодня нет никаких откатов. Мы обязательно справимся. У нас будут несколько источников энергии. У нас будет зеленая энергетика. Мы обеспечим энергетическую безопасность страны. Главное — доверять друг другу, проявлять сплоченность и верить в успешное будущее нашей страны, Республики Молдова. Но и путем трече, шивом трече кубине даче кризе. Шимпофида кризелор Putem și trebuie să reușim să ne construim țara așa cum o merităm și așa cum ne-o dorim: cu locuri de muncă acasă, cu legi clare și drepte, respectate de toți, cu oportunități pentru tineri, cu economie puternică care să asigure venituri suficiente oamenilor și să susțină un stat care are grijă de cetățenii săi. Și, foarte important, trebuie să facem totul. Pentru a rămâne parte a lumii libere. În orice împrejurare, oricât de dificilă, trebuie să nu uităm cât de importantă este libertatea, cât de important este respectul pentru demnitatea noastră umană. Democrația nu este o noțiune abstractă, este respectarea voinței poporului, este libertatea noastră de a alege, să nu o schimbăm pe beneficii materiale de scurtă durată. Știu că nu e momentul unor încurajări triumfaliste și nu aceasta este intenția mea. Știu că mulți oameni sunt într-o situație grea. Primesc zeci de scrisori, discut cu sute de oameni la întâlniri în sate și orașe. Vă asigur că noi o să muncim în continuare, onest, cu dăruire, oricât de grele sunt condițiile. Dar vom reuși mai repede și mai ușor fiind uniți, fiind solidari, ferindu-ne de minciună, falsuri și de capcanele întinse de grupările corupte. Să ne folosim, deci, înțelepciunea, energia și capacitatea de adaptare pentru a trece cu bine peste aceste crize și pentru a avansa în demersul nostru comun. Bunăstare pentru toți oamenii cinstiți ai țării noastre. Vom reuși. Suntem obligați să reușim.